Medicii spun că pentru evitarea cutizărilor bolilor gastrointestinale și intoxicațiilor e necesar să fie respectate mai multe reguli. Contează foarte mult să nu fie mâncarea grasă. Totuși, preferat să fie un ou, o bucată de pască sau cozonac, mai atent cu bulionul, supa sau chiar aceeași piftie. Oamenii recunosc faptul că va fi greu să țină cont de indicațiile nutriționiștilor. O să ne străduim, dar nu cred că e posibil, vă spețăile știți cum. De fiecare dată medicii cred că atenționează și trebuie să fim cu urechea la cei ce spun. Chiar dacă e sărbătoare, nu trebuie de abuzat, că apoi atunci nici spitalele nu mai ajung. Mai multe legume, mai multe fructe și mai multă credință și atunci tot o să fie bine. O alternativă pentru diferite situații neplăcute ar putea fi medicina naturistă. Să facem fiertură din mintă rece, fierbinte încă, îl administrăm cu gâturi mici. Asta ne face bine și la stomac, și la pancreas. La fel face foarte bine fiertura din fasolă, adică fierbem o leacă fasolele. Pentru evitarea intoxicațiilor, bucatele pregătite pentru sărbători trebuie consumate în maximum 2 zile.